cadrul proiectului stimularea angajamentului Republicii Moldova în știința deschisă, am avut de studiat politici în domeniul managementului datelor. Desigur, au fost politici ale țărilor mai dezvoltate, ale organizațiilor internaționale, unde aceste țări sunt mai reprezentative, așa. Și, la un moment dat, ne-am pomenit că există un specific în abordarea problemei datelor științifice, datelor de cercetare, pentru țările în curs de dezvoltare, printre care este și Republica Moldova. Pe noi ne-a interesat, dar ce se poate face în Republica Moldova? Și iată, în rezultatul acestei curiozități, a apărut și acest mic studiu, această lucrare, pe care îmi permiteți să o prezint. Vorbim astăzi de a patra paradigmă a cercetării, cea a științei intensive a datelor sau a științei bazate pe utilizarea intensivă a datelor. Nu am găsit un echivalent încetățenit pentru limba română, se zice data intensive science. Nu există în limba română utilizarea acestui termen, așa că o să găsiți în diferite cazuri, diferit mod. Ce înseamnă, de fapt, această data intensive science, această știință intensivă a datelor? Datele sunt astăzi într-un volum și un număr copleșitor. Se zice că volumul datelor pe care le deține omenirea se dublează de la an la an, adică la anul vom avea de două ori mai multe date decât avem anul acesta și așa în fiecare an. Deci în an vom avea 2 la puterea N informații mai multe decât avem astăzi. Și atunci apare această nevoie, în primul rând, de a ne orienta în acest tumult, în acest noi an de date. Și în al doilea rând, această mulțime foarte mare de date, acest tsunami de date, este și un generator de noi oportunități privind cercetarea. A apărut un nou cercetare care se bazează pe studiul sau cercetarea intensivă a datelor. Cel care vă vorbește, mi-am dedicat mulți ani de zile prelucrării datelor, în special din domeniul cercetării, și știu cât de important ar fi fost cândva, când lucram cu datele experimentelor, de a avea astăzi acele date care s-au obținut cândva de cercetători și cu mijloacele de prelucrare avute astăzi la îndemână, cu mijloacele de stocare și de prelucrare a datelor, s-ar fi putut obține alte cercetări sub diverse aspecte, mai ales în combinație cu informații din alte domenii sau din alte locații, din alte țări. Trebuie să începem lucrul de la zero, pentru că atunci nu au fost posibilități de a depozita, de a stoca aceste date, scuzați. Se vorbește astăzi de o ecologie a datelor deschise, o abordare preluată din domeniul biologic, unde există o ecologie, există mediul datelor, există un ecosistem al datelor cu componentele sale, care sunt date, oameni, tehnologie și relațiile dintre ele. Deci e o abordare care ajută la o mai bună înțelegere a acestui mediu al datelor de cercetare, care, după cum am spus, este foarte mare, este tot mai mare, atât ca volum, ca număr de date, cât și ca diversitate. În abordările tradiționale, ciclul de viață al datelor științifice era foarte simplu, se planifica un experiment, se achiziționau date fie din experiențele, din cercetările proprii, fie din altă parte, se analizau datele, se publicau rezultatele și aici sfârșea ciclul de viață al acestor date. Cum vă spuneam, am fost participant la
la prelucrarea unor astfel de date și știu că au rămas prin sertarele multor șefi de laborator, cercetători, pe hârtii, care astăzi nu mai există și nu mai putem beneficia de acele date care au fost cândva obținute. Astăzi, în mediul digital, lucrurile stau puțin altfel. Deci, pe lângă etapele, plus la etapele care au existat atunci în abordarea tradițională, există această etapă de reutilizare a datelor. Deci, cel care a obținut date și-a făcut meseria și-a atins scopul, a publicat ceea ce a vrut el să publice, dar datele au rămas undeva într-un depozit organizate în mod corespunzător, accesibile pentru alți cercetători și posibil de reutilizat de alte cercetări pentru a obține noi informații privitoare la un fenomen sau altul sau pentru alte proiecte. Datele științifice au devenit și ele un obiect de publicare. Deci, parcurge toate etapele și pot fi și ele publicate. De acum cunoașteți în acces deschis de aur, de verde, în acces liber, există și partea de restricționare a datelor. Se vorbește că ritmul de publicare a datelor îl depășește pe cel de publicare al apariției publicațiilor propriu-zise. Deci, datele reprezintă și ele un rezultat al cercetărilor științifice și sunt publicate cu anumite licențe, cu anumit acces și așa mai departe. Diferite organizații la nivel internațional, și aici avem în față abordarea OECD, au abordat problema datelor, au elaborat și au emis anumite declarații, anumite politici, au adoptat. Iată care este abordarea OECD. OECD este pentru o cultură a deschiderii și partajării datelor, pentru stimularea schimbului de practici în domeniul utilizării datelor. Trebuie să conștientizăm faptul că accesul la date de cercetare implică și un cost, adică mai multe costuri, costuri esențiale. Asta și ne-a făcut să încercăm să abordăm problema pentru Republica Moldova într-un alt mod, știind care este situația, știți și dumneavoastră. Adoptarea de principii comune privind accesul la date, astfel încât toți participanții la operarea cu aceste date să înțeleagă în mod univoc unele lucruri. Și îmbunătățirea mediului internațional de cercetare prin partajarea datelor. Deci, mediul acesta modern de comunicații, de utilizarea tehnologiei informației ca mijloc de operare cu datele, internaționalizează mare parte cercetarea, o face mai colaborativă pe diferite dimensiuni. Viziunea Comisiei Europene privind datele. Datele trebuie să fie deschise, se stipulează în cerințele Orizont 2020. Un element important în abordarea datelor în Orizont sunt planurile de management al datelor. Deci astăzi, dacă doriți să aplicați la un proiect în european, trebuie să vă gândiți la faptul că că vi se cere să planificați cum veți opera cu datele pe întreg ciclul de cercetare și după asta. Adică ce se va întâmpla cu aceste date după ce se vor lua sfârșit cercetările. Comisia Europeană încurajează schimbul de date și stimulează și este pentru stimulente în educație pentru cercetători și business privind schimbul de date. Încurajează cooperarea la nivel mondial, concurența echitabilă în schimbul de date, deci multe din aspectele privind datele de cercetare sunt abordate cu metode de business, în sensul că cei care operează în acest domeniu trebuie să
să vadă eficiența. Foi de parcurs pentru mecanismele de guvernanță și de finanțare pentru cloudul european al științei deschise, federalizarea infrastructurilor, deci cloudul european nu înseamnă că am stocat datele undeva acolo și noi putem să avem infrastructurile, s-a mai vorbit despre aceasta, infrastructurile noastre sau infrastructura noastră națională, dar care să fie în coerență cu infrastructurile europene și atunci se obține un spațiu coerent al datelor la nivelul în întreg spațiul european, la nivelul conectarea infrastructurilor naționale, am spus, la cloudul european al cercetării și extinderea acestor cloud. Am ținut să menționăm aici niște cerințe formulate de Congresul Mondial de Statistică privind datele deschise și cercetarea reproductivă. Infrastructuri adecvate. Deci sunt necesare infrastructuri adecvate pentru datele de cercetare. Ce înseamnă infrastructuri adecvate? Infrastructuri în care să fie clar cum, în ce fel sunt depozitate datele, asigurat managementul acestor date, în ce fel vor putea fi ele accesate și reutilizate. O cultură colaborativă, deci toți participanții la procesul de utilizare și reutilizarea datelor, să conștientizeze necesitatea dezvoltării unei asemenea culturi și un lucru nu lipsit de importanță, sunt necesari expertiză și abilități pentru a putea face față problemei datelor de cercetare. Și am ajuns la ceea ce ne-a interesat pe noi, datele științifice în țările în curs de dezvoltare. Problema datelor și problema științei deschise în general nu este una simplă, că am spus științe deschise și știți cum pui, dacă iei miere în gură, dacă spui miere dulce în gură, nu se face. Ea necesită eforturi care implică costuri. Și costuri foarte mari pe care țările în curs de dezvoltare, precum suntem și noi, nu au deocamdată mari posibilități de a le face față. Și atunci, în funcție de aceasta, în funcție de aceste circumstanțe, trebuie să ne facem o politică în așa fel încât să avem și noi foloase din ceea ce se numește științe deschise. Și când vorbim de științe deschise, mai ales în discursul politic de la noi din Republică, cel mai des sau aproape în exclusivitate o să vedeți că se vorbește de accesul la publicații. Accesul la publicații este și el un pas în direcția științei deschise, dar publicațiile de asta și sunt publicații, pentru că ele au fost publice. Deci cine a vrut să aibă acces la aceste publicații, într-un fel sau altul, a avut. E nu așa de facil cum e astăzi, prin intermediul tehnologiei informației și comunicare, dar a avut. Știința deschisă ține de deschiderea actului cercetării. Și deschiderea actului cercetării înseamnă, în primul rând, datele de cercetare. Datele au fost factorul determinant care a dus la această nouă paradigmă a cercetării, cercetarea bazată pe utilizarea intensivă a datelor. Deci care este situația în țările în curs de dezvoltare? La început este un entuziasm mare privind potențialul datelor deschise. Păi ne ocupăm de știința deschisă și o să curgă râuri de lapte și miere. Impactul însă este nesemnificativ. Desigur, aspirațional, adică noi raportăm că am făcut nu știu ce. Dar până la urmă, astea sunt expresiile aspirațiilor noastre și nu impactul propriu, efectul propriu zis. Uneori chiar speculative, așa se spune. Lipsa de profesioniști în managementul datelor de cercetare. Lipsa de cunoștințe și abilități. De regulă, proiecte mici, mă rog, așa cum suntem și noi, o țară mai mică și posibilități mai modeste. Proiecte mici deconectate de alte proiecte. Deci niște insulițe, cum am zice noi. Finanțare cheltuită ineficient. De multe ori
o să vedem că mai multe proiecte de cercetare, mai multe instituții fac unul și același lucru. Pe când ar fi putut să fac ceva în continuare. Deci, cheltuielile sunt ineficiente în acest caz. Inițiativele sunt izolate, fiecare își găsește un niș acolo unde poate el să facă ceva, pentru că așa sunt condițiile. Fiecare trăiește în condițiile în care un angajament limitat al factor de decizie. A menționat doamna Turcan despre o experiență noastră. Noi am elaborat în cadrul unui alt proiect o concepție privind e-infrastructura datelor de cercetare în Republica Moldova. Deci avem proiectul acestei concepții, avem câteva documente, recomandări, proiecte de documente pe care le-am depus la beneficiar, finanțator, la ANCD și de atunci încoace nu mai știm care este soarta acestor documente. Dar ar fi fost foarte bine să știm, pentru că, măi, ați făcut ceva, e bine, e rău, mai corectăm ceva. Adică factorii de decizie, din păcate, trebuie să o spunem, nu ne-au arătat, n-au binevoit să ne dea un semnat la ceea ce am făcut noi. O înțelegere insuficientă a rolului infrastructurilor necesare pentru știința deschisă și pentru managementul datelor. Din păcate, suntem încă în urmă la acest capitol, chiar dacă există unele inițiative și vom vedea mai încolo, participanții din Republica Moldova și din alte țări din dezvoltare, atunci când participanții la proiecte internaționale sunt nevoiți, deoarece nu au pe interior depozite autorizate de date, ce fac? Le transmit în niște depozite externe. Și acolo problema proprietății intelectuale nu este luată în considerație cu tot în toate rigorile. Și aici este o vulnerabilitate a acestei abordări. Un număr de foruri internaționale au abordat problema datelor științifice cu accent pe țările în curs de dezvoltare. Noi avem aici câteva asemenea foruri, anume declarația de la Salvador din 2005, privind accesul deschis, perspectiva lumii în curs de dezvoltare, Consiliul Internațional pentru Știință, în 2011 a adoptat un document care numește partajarea datelor științifice cu accent pe țările în curs de dezvoltare, principiile de la Nairobi privind partajarea datelor și, în sfârșit, în 2019, declarația de la Beijing, care tot se axează pe problema datelor în țările în curs de dezvoltare. Câteva citate din aceste declarații, din declarații de la aceste foruri. Declarația de la Salvador. Accesul trebuie să faciliteze participarea activă a țărilor în dezvoltare, la schimbul mondial de informații. Consiliul Internațional pentru Știință spune că oamenii de știință și utilizatorii din aceste țări trebuie să acceseze și să partajeze proprii, să poată partaja propriile date. La Nairobi se zice, datele trebuie, în declarația de la Nairobi, datele trebuie să fie deschise și nerestricționat, ușor de găsit și accesat, pentru a fi asigurată, într-o măsură mai mare, bunăstarea publică a utilizatorilor din țările în curs de dezvoltare și în declarația de la Beijing că există oportunități ca prin anumite acțiuni, așa spune hotărâte, aceste țări, au în vedere țările în curs de dezvoltare, să profite de evoluțiile tehnologice pentru a dezvolta cercetarea și a nu admite creșterea decalajului. Și aici, cu decalajul, noi avem un alt studiu privind decalajele în domeniul digital. Trebuie să spunem că odată cu digitalizarea multor domenii, există riscul sau apare riscul de creșterea decalajelor dintre țări. Dacă la momentul zero decalajul era cum era, odată cu avansarea în domeniul digitalizării, aceste decalaje cresc. Știți cum? Ne mișcăm toți. Dacă ne uităm pe interior, o să vedem că se raportează. Am făcut nu știu ce servicii, am avea nu știu ce date și credem că suntem foarte bine. Chiar auzim expresii că suntem lideri
regional, nu știu la ce, dar dacă luăm situația pe ansamblu, știți cum? Și Melcul se mișcă înainte. Dar când se mișcă toți înainte, Melcul rămâne mult în urmă. Deci să nu admitem faptul să fim noi în rolul acelui Mel care se mișcă înainte, are realizări, dar ritmul de mișcare fiind foarte, foarte mare, riscăm să rămânem în urmă. Și aici ajungem la o problemă care, la un aspect al problemei care ne deschide ochii asupra cauzelor specificului acestor țări. Aici vorbim de Republica Moldova. Uitați-vă, cheltuieli interne brute pentru cercetare și dezvoltare, exprimate în procente din PIB. Aici vorbim doar de procentul din PIB. Și avem grupul țărilor OECD, grupul țărilor Uniunii Europene. Am luat un indicator pentru țările cele trei țări baltice și le-am luat în considerație pentru că cele trei țări baltice au pornit din condiții aproximativ egale cu ale noastre. Mă rog, exista o diferență atunci, dar nesemnificativă. Și astăzi lucrul ăsta, această diferență crește. Grupul țărilor din parteneriatul estic, asta Belarus, Ucraina, Moldova, Georgia, Azerbaijan și Armenia. Și iată noi suntem cumva într-o poziție nu foarte onorabilă. Asta dacă vorbim de procent din PIB. Dar una este procentul din PIB dintr-o țară OECD și alta este procentul din PIB din Moldova. Uitați-vă, aici avem produsul intern brut, PIB-ul acesta pe țări. Deci noi iarăși suntem într-o poziție, cum am spus. Și din această poziție, de un indicator minuscul, mai luăm un procent încă. Deci diferența este mult mai mare, ca să înțelegem pentru ce am făcut această analiză. Dar, pe lângă faptul că avem probleme, există și niște lucruri care ne-ar încuraja. Și iată, avem un indicator la nivel internațional, inventarul datelor deschise. Open Data Inventory. Și aici vedem un lucru care, mă rog, ne încurajează. Știm că nu este chiar așa, avem și noi datele noastre. Dar oricum este ceva. Deci noi suntem Europa de Est, Republica Moldova este pe locul al treilea la acest indicator, da? Polonia este pe locul întâi, de fapt Polonia este pe locul întâi în Europa și pe locul întâi în lume. Și noi nu suntem foarte departe. Deci există ceva. Drept că există ceva la nivelul... Există acoperirea datelor și... Da? Bine. La alți indicatori nu strălucim, dar aici este ceva care ne-ar încuraja să credem că avem potențial. Am spus, există inițiative în Republica Moldova prin accesul deschis la informația științifică și noi am găsit pe portalul ROARP un număr de politici ale instituțiilor de cercetare, de fapt, universități. Avem aici 12 politici. Poate acum sunt mai multe, la momentul la care noi le-am preluat, erau acestea. Și, cum spuneam, acest lucru ne încurajează. Deci există conștientizarea acestui fapt că este necesar ca instituțiile de cercetare să aibă o politică în domeniul informațiilor. Atât doar că din toate aceste politici, doar una menționează datele ca obiect al accesului deschis. Aceasta este Universitatea de Medicină și Farmacie. Dar, atât doar că se menționează, nu în depozitul care, acolo pe acest portal sunt politicile, adresa unde pot fi accesate aceste politici, aceste documente, și adresa depozitelor unde acestor... E drept că pe depozitul Universității de Medicină încă nu sunt date. Dar aceste politici, credem noi, vor fi revăzute, reactualizate. Asta nu e un document scris pentru totdeauna. Orice document poate fi îmbunătățit și sperăm că și aceste instituții își vor adapta documentele la noile cerințe, la cerințele privind datele de cercetare. Un alt
lucru care iarăși ne încurajează, să spunem așa, este această declarație. S-a mai vorbit despre această declarație privind știința deschisă. A fost adoptată la ediția precedentă, la prima ediție a conferinței noastre. A fost semnată de mulți participanți. Ea este, cum a menționat doamna doctor, doamna Zucan, ea poate fi semnată în continuare de cineva. Și ce stipulează ea? Eliminarea barierelor și implementarea științei deschise, implementarea publicării în acces deschis, așa, consolidarea competenței și încrederea în practica datelor deschise. Aici noi, în această declarație, am vorbit despre date expres. Asigurarea integrității cercetării, deci pe tot parcursul informației care se obține rezultatul cercetării și după, dezvoltarea ei infrastructurii și implementarea științei participative sau științei cetățenilor. Există diferite denumiri a acestui fenomen, dar asta înseamnă. Și am vorbit anterior despre un document la care am lucrat noi ca instituție, concepția ei infrastructurii de date științifice din Republica Moldova. Deci a fost elaborat documentul, proiectul de document privind concepția acestei infrastructuri de date, care vizează întreg spațiul al cercetării din Republica Moldova, toate instituțiile, deci un fel de a organiza managementul datelor pe întreg spațiul cercetării din Republica Moldova. Și un număr de documente pe care noi le-am numit recomandări. Recomandări la modelul de politică, recomandări la planul de management al datelor, recomandări privind implementarea principiilor FAIR, recomandări pentru organizarea seturilor de date și rolul și responsabilitățile instituțiilor participanților la această infrastructură de date. Un exemplu, iarăși, bun, care ne încurajează și care ne face să credem că este posibil și la noi de implementat niște practici de management al datelor, este această infrastructură de date geospațiale. Deci, în acest domeniu s-au făcut probabil cel mai mult. Ei au fost ei, adică cei care au elaborat acest document, au elaborat o lege organică, apropo, legea cu privire la infrastructura națională de date spațiale, și trebuie să spunem că această infrastructură de date este interoperabilă cu infrastructurile la nivel european, deci INSPIRE. Este demn de luat ca exemplu. S-au elaborat aici un șir de documente normative privind normele de creare și actualizare a metadatelor pentru seturile datelor din domeniul respectiv, responsabilitățile participanților la această infrastructură de date, normele de partajare a seturilor de date, pentru că datele pe care le sunt gestionate în cadrul acestei infrastructuri sunt necesare nu numai celor din Republica Moldova, dar și în toată lumea, un regulament cu privire la normele de aplicare care stabilesc modalitățile tehnice și de interoperabilitate și armonizarea setelor de date cu cele din exterior. Deci este un exemplu de bună practică care poate fi preluat și urmat și de alte domenii de cercetare. Și în concluzie, spunem că inițiativele de acces deschis necesită eforturi ținute, deci orice activitate în acest sens costă și costă mult. De aceea este important ce politici facem, cum le facem și care va fi impactul acestor politici. În condiții limitate, pentru că suntem în condiții astea limitate, trebuie să fie identificate soluții mai puțin ordinare pentru a face față unei bune organizări, managementului, partajării și utilizării eficiente a datelor. Eforturile trebuie concentrate pe niște priorități, nu dispersate pe acțiuni izolate și de mici proporții.
Este prioritară instituirea și asigurarea calității și fiabilității infrastructurilor de date. Deci nu pur și simplu vom stoca acolo și vom depozita date. Subsemnatul am avut ocazia să lucrez cu niște date digitizate dintr-o instituție publică și am ajuns la ele erau, sunt actuale, sunt digitalizate, eu le-am accesat, mă rog, nu am dus la instituția aceea să iau datele, dar am încercat să mă lămuresc acolo și era mai ușor mi-ar fi să mă fi lămurit în date pe hârtie. Deci nu orice digitalizare produce eficiență. Trebuie de făcut digitalizarea datelor într-un mod care să permite o abordare sistemică a acestor date. Infrastructura națională de date trebuie să aibă la bază orientări și principii adoptate în structurile internaționale, și aici unde ne referim la Orizont 2020, la Consiliul European pentru Cercetare, principiile și recomandările OECD, principiile FAIR, despre care deja toată lumea știe, standarde internaționale și alte lucruri bune practici care pot facilita o abordare mai eficientă a datelor de cercetare. Iar politicile de date trebuie să aducă valoare adăugată cercetării, creând condiții care vor asigura sustenabilitatea, calitatea, interoperabilitatea și buna utilizare a acestor date de cercetare. Mulțumesc frumos!